Cetățeni iranieni și un român au fost reținuți după ce procurorii DICOT au găsit la fast-food-ul unuia dintre ei o cantitate impresionantă de droguri. În plus, la percheziție, anchetatorii au ridicat 9 limuzine, 25 de telefoane de ultimă generație și peste 1 kg de cocaină și heroină. Cu detalii vine colega noastră Gabriela Mihai. Bună ziua, Gabi! Bun găsit. Cei patru suspecți acționau printr-un plan foarte bine pus la punct. Unul dintre ei era administrator al unui restaurant cu specific iranian situat în zona sectorului 4 din capitală. În realitate, acel restaurant era de fapt un depozit pentru droguri. Acolo țineau suspecții inclusiv banii pe care îi obțineau în urma traficului ilicit de droguri și depozitau de asemenea drogurile. Totodată acolo se făceau și tranzacțiile. Important de menționat este că cei patru au reușit să vândă pe piață o jumătate de kilogram de heroină cu o sumă de aproximativ 13-14 mii de euro. Și important de menționat este că în urma cercetărilor procurorii de ICOT au descoperit că aceasta era rețeaua care deținea jumătate din piața drogurilor din capitală, 50-60%. Așadar, cei patru bărbați au fost reținuți de procurorii de ICOT și aceștia urmează să fie duși în fața magistraților Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Mulțumesc, Gabriela. PSD vrea anchetă după protestul din 10 august. Mai exact, socialdemocrații vor ca procurorii să afle dacă mitingul diasporei a fost sau nu finanțat din străinătate, așa cum a susținut zilele trecute chiar Liviu Dragnea. Aveți informații că această manifestație a fost finanțată din străinătate? Nu. Absolut. Contrar spuselor secretarului de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Marin Nucu, PSD cere instituțiilor statului să investigheze informațiile legate de finanțarea externă a mitingului diasporei. Cetățenii României au dreptul să știe întreg adevărul din spatele acestor mișcări de stradă, cine sunt autorii manipulărilor și intoxicărilor publice, cine a plătit. PSD consideră că informațiile apărute în presă cu privire la mitingul din 10 august conțin indicii temeinice cu privire la acțiuni subversive menite să vulnerabilizeze siguranța națională și autoritatea statului român. Reacția PSD vine după ce un site a publicat o înregistrare în care un membru al mișcării Rezist a afirmat că există presiuni externe pentru proteste. Forțați reacționat pentru presa din exterior să punem măsura treabă, dar dacă nu pornim sunt suficiente elemente ca să putem vorbi de o tentativă de lovitură de stat. Au fost proteste finanțate, se pare că și din extern. Eu sunt absolut convins că săptămâna viitoare vor ieși. Vor ieși informații despre faptul că s-au finanțat aceste proteste, despre faptul că au fost organizați tip paramilitar, despre faptul că s-a văzut asta de fapt, că au vrut să ocupe prin violență sediul guvernului și au provocat într-una jandarmii. Astea sunt elemente ale tentative de lovituri de stat. O nouă zi, o nouă aventură pentru patronul FCSB. Mașina lui Gigi Becali a fost surprinsă circulând pe contrasens pe străzile Bucureștiului. Un șofer care circula regulamentar a filmat automobilul de lux al patronului de la FCSB. Mașina finanțatorului FCSB a fost la un pas de a provoca un accident după ce a încurcat întreaga circulație în capitală. Din imagini nu se vede însă cine este la volanul bolidului. Mașina a venit pe contrasens pe podul de la Pipera și a virat la stânga pe breteaua care duce spre Calea Floreasca din capitală. Evenimentul a fost filmat cu camera de bord a unui alt participant la trafic. Acesta a publicat imaginile cu bolidul de lux al patronului FCSB pe o rețea de socializare. În apărarea lui Gigi Becali au sărit însă mai mulți internauți care au precizat că nu se distinge chipul șoferului din imaginile surprinse. Cu nici 24 de ore în urma acestui incident, Gigi Becali s-a aflat în mijlocul unui alt scandal, de data aceasta pe aeroportul Otopeni. Becali l-a înjurat pe europarlamentarul Cristian Preda după ce acesta a întrebat angajații aeroportului de ce un pușcăriaș este lăsat să treacă pe la poarta de protocol.
Decizie în cazul referendumului pentru familie. Senatul va vota astăzi data la care ar urma să aibă loc scrutinul. Totul vine în urma unei inițiative de revizuire a Constituției, potrivit căreia familia se întemeiază pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Diana Bone are mai multe detalii. Bună ziua, Diana! Bun găsit! Senatul va dezbate și va vota astăzi în calitate de for decizional inițiativa cetățenească cu privire la redefinirea unui articol din Constituție. Așadar, astăzi se va decide cu certitudine dacă pe data de 7 octombrie vom avea parte de un referendum în care românii cu drept de vot vor veni să decidă cum se definește căsătoria, ca unirea dintre un bărbat și o femeie sau între doi soți. Sunt voci care spun că o astfel de redefinire a articolului constituțional ar putea să deformeze lucrurile pe viitor și să dea posibilitatea unor parteneriate civice între persoane de același sex. Această inițiativă a fost luată în cadrul întâlnirii de la Neptun a bordului din Partidul Social Democrat și de altfel chiar liderul Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a fost cel care a precizat cu certitudine când vor avea loc aceste discuții din plenul Senatului și de altfel și care este cea mai posibilă dată a acestui referendum. Mulțumesc foarte mult! Îndrăznește să crezi, viața românilor este din ce în ce mai scumpă din cauza măsurilor luate de guvernanți. În timp ce liderii PSD se laudă cu reușitele executivului și cu programul de guvernare, viața românilor este tot mai scumpă. Alimentele s-au scumpit cu peste 4%, iar produsele nealimentare cu aproape 7% și serviciile sunt tot mai scumpe. Românii au fost încă o dată păcăliți de guvernanți. După ce în 2016 au câștigat clar alegerile promițând creșteri salariale record, PSD-iștii își arată acum lipsa de viziune. Inflația a ajuns la un nivel record pentru ultimii ani de 5,1%. Cu alte cuvinte, oamenii sunt mai săraci în acest moment, deși câștigă mult mai mult. În momentul în care se scumpește mâncarea și viața lui este mai grea și trebuie să taie de pe listă alții cheltuieli posibile. Măsurile economice greșite luate de guvernul condus din umbră de Liviu Dragnea au dus la această situație. Guvernul actual, dar și guvernele anterioare, au stimulat foarte mult măsura creșterii economice bazată pe un consum exclusiv. Investițiile sunt neglijate, iar bunurile pe care noi le consumăm sunt de mare parte produse din import. Și atunci avem acest decalaj. Fostul premier Victor Ponta a comentat extrem de acid cifrele dezastruoase înregistrate de guvernanți. În mod real, salariile și pensiile dumneavoastră au fost deja tăiate cu 6% anul acesta, în 2010 Băsescu l-a tăiat cu 25%, pentru că nu avem un guvern care să fie capabil să gestioneze economia țării în mod competent. Dacă însă vă supără acest lucru, puteți să vă uitați când apare iar azi Liviu Dragnea la televizor, o să aflați că aceste cifre privind inflația sunt falsificate de statul paralel, după care puteți să dormiți liniștiți cel puțin până faceți primele cumpărături și până vă vine prima factură la întreținere. Potrivit specialiștilor, inflația ar putea să crească și mai mult în perioada următoare. Cauza principală a creșterii inflației o reprezintă prețurile reglementate. Cele care depind de guvern, de zona politică, de actuala guvernare. Sper ca cei de la putere să nu dea vina pe Banca Națională, pentru că pârghia aceasta a prețurilor reglementate nu este în mâna Băncii Naționale. Probleme pentru Florin Iordache, fostul ministru al Justiției, va fi verificat pentru plagiat. Iordache ar fi copiat în lucrarea susținută în 2007 la Chișinău, dintr-un interviu al unui fost șef SIE și chiar din comunicatele de presă ale ONU. Vă rog, altă întrebare. L-am reglementat mai bine și l-am pus în concordanță cu decizia curții. Altă întrebare. Justificăm urgența. Altă întrebare. Oportunitatea o stabilește guvernul. Altă întrebare. Florin Iordache completează grupul plagiatorilor din politica românească. Potrivit jurnaliștilor de la Newsweek, fostul ministru al Justiției ar fi copiat cuvânt cu cuvânt dintr-un interviu acordat de Mihai Răzvan Ungureanu pe vremea când acesta era ministru al Justiției. Cazul va fi verificat acum de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. Iordache și-a dat doctoratul în 2007 la Chișinău, deși la acea vreme era deputat de București. Lucrarea acestuia se numea Impactul corporațiilor transnaționale asupra proceselor de integrare economică a României în UE.
Părintele Ordonanței 13 nu s-a obosit însă prea mult cu scrisul. Potrivit Newsweek, ministrul Altă Întrebare a plagiat masiv blocuri mari de text, fără să indice sursa și fără să folosească vreodată ghilimele. Iordache a preluat aproape integral un interviu acordat de Mihai Răzvan Ungureanu după intrarea României în Uniunea Europeană. Nu doar pe MRU l-a copiat însă Iordache, PSD-istul a furat pasaje întregi din comunicatele de presă ale Națiunilor Unite, dar și ale companiei Dacia din programul de aderare la Uniunea Europeană, dar și din ziare românești. CNAT-DCU va constitui acum o comisie pentru a analiza teza de doctorat. Verdictul va fi apoi validat în Consiliul Instituției. Iordache a mai fost verificat și de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare din Republica Moldova. Cazul a fost însă ulterior îngropat de specialiștii din Chișinău. Scaunul lui George Maior se clatină tot mai tare. Ambasadorul României în Statele Unite va fi audiat mâine în Senat în Comisia de Politică Externă. Solicitarea Senatului vine în contextul în care ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, anunță că Maior ar putea fi rechemat la București. Mădălina Ignat are mai multe detalii. Bună ziua, Mădălina! Bună ziua! Mâine în Comisia de Politică Externă a Senatului, George Maior va trebui să dea explicații. Explicații, spunea Călin Popescu-Tăriceanu, șeful Senatului, referitoare la afirmațiile pe care le-a făcut în spațiul public în urma scrisorii pe care Rudolf Giuliani a transmis-o autorităților din România. Spunea Călin Popescu-Tăriceanu că afirmațiile făcute de George Maior au stârnit un val de întrebări și că acesta va trebui să facă un tablou mai larg al afirmațiilor pe care le-a făcut. Întrebat de altfel dacă se ia în calcul chemarea ambasadorului în țară și ministrul de externe Teodor Meleșcanu a spus că se iau în calcul toate variantele și de altfel acesta a declarat că ambasadorii nu trebuie să se implice în astfel de dezbateri. Vă reamintesc faptul că diplomații nu trebuie să se implice în astfel de dezbateri. Vă reamintesc faptul că George Maior a reacționat la scrisoarea pe care avocatul lui Donald Trump, Rudolf Giuliani, a transmis autorităților din România, prin care le cerea acestora să verifice protocoalele încheiate de SRI și spunea George Maior că referitor la acest avocat Rudolf Giuliani că este un personaj spumos și combativ și că ceea ce face acesta este un lobby pentru a fi apărate anumite persoane din țară care au probleme cu legea. Rămâne așadar de văzut ce va răspunde George Maior mâine în fața Senatului, în fața Comisiei de Politică Externă a Senatului și ce decizie se va lua în cazul acestuia. Mulțumesc, mișcare inedită a președintelui Klaus Iohannis. Șeful statului va participa în mai puțin de o oră la o acțiune de ecologizare în pădurea Cernica. Alina Zorocean aduce mai multe detalii. Bună ziua, Alina! Bun găsit, în mai puțin de oră, șeful statului Klaus Iohannis va veni aici la pădurea Cernica pentru a da start acțiunii Let's Do It România și pentru a încuraja pe voluntari ca pe data de 15 septembrie, atunci când va începe această campanie de curățare a României, să fie cât mai mulți români care să curețe, să strângă deșeurile de pe spațiile verzi, spațiile aflate în afara orașelor. Vorbim despre o campanie în care sunt înscrise numai puțin de 150 de țări. Sunt deja mai mulți voluntari, zeci de voluntari aici la pădurea Cernica, cei care îl așteaptă pe șeful statului Klaus Iohannis. Președintele va primi și el un sac de gunoi și mănuși pentru a pune umărul la curățarea spațiului verde. Iar pe 15 septembrie sunt așteptați 1 milion de români care să facă acest lucru. Obiectivul campaniei este acela de a mobiliza 5% din populația globului pentru a produce o schimbare reală de comportament față de resurse și față de deșeurile generate. În țara noastră, Let's Do It România, cum vă spuneam, urmează să mobilizeze 1 milion de români, însă până acum sunt puțin peste 100.000 de oameni care s-au înscris pe site-ul echipei. Rămâne de văzut dacă românii se vor mobiliza într-un număr atât de mare pentru această dată din calendar. Ideea este că inițiativa vine din partea Estoniei, cea care în 2008 a strâns foarte mulți oameni de pe glob și au reușit aceștia să curețe foarte multe zone din întreaga lume. Mulțumesc, Alina. Ancheta în Botoșani, un profesor este cercetat după ce ar fi violat o elevă de 15 ani. Adolescenta ar fi fost obligată să întrețină raporturi sexuale cu profesorul său după ce ar fi urcat în mașina acestuia. Colega mea, Liliana Năstase, are informații suplimentare. Bun găsit, Liliana!
Am găsit incidentul, s-ar fi petrecut săptămâna trecută, când profesorul de sport, de altfel un cunoscut instructor de lupte greco-romane și arbitru internațional, ar fi violat-o pe tânăra. Acesta apelase la ajutorul său pentru a se muta de la liceul cu profil sportiv la un alt liceu din localitate, întâmpinând însă probleme mama fetei, care de altfel era prietenă cu soția profesorului de peste 20 de ani, a apelat la acesta după ce ar fi vorbit cu un alt profesor de sport pentru a ajuta pe tânără să se mute de la liceu. Profesorul ar fi violat-o la marginea unei păduri din localitate. Tânăra a plecat acasă și nu a spus nimic familiei, însă a intrat pe internet și a vorbit cu un psiholog care a alertat familia. Ulterior, mama fetei a determinat-o pe aceasta să spună ce s-a întâmplat și au mers la poliție, unde au depus o plângere penală. Anchetatorii au început verificările, iar în urma investigațiilor medicale s-a constatat că, într-adevăr, avusese loc un contact sexual, însă nu au fost urme de violență. Acest fapt a fost argumentat de mama fetei prin faptul că aceasta ar fi paralizat practic de frică în momentul în care profesorul a violat-o. Acum se continuă cercetările și vom vedea dacă acesta va ajunge după gratii sau nu. Mulțumesc, Liliana! Întâlnire fierbinte în sala de judecată. Amanta lui Gheorghe Nechita va fi audiată în dosarul fostului primar al Iașului. Adina Samson s-a aflat în centrul unui scandal enorm în urmă cu câțiva ani, după ce s-a aflat că Nechita folosea poliția locală pentru a o spiona. Dragostea cu năbădăi dintre Gheorghe Nechita și Adina Samson a făcut deliciul presei în urmă cu câțiva ani. Din stenogramele procurorilor reieșea că Nechita își spiona amanta cu ajutorul poliției locale. Între timp, cei doi s-au despărțit și Adina Samson a devenit Adina Kramer după ce s-a măritat cu un om de afaceri german. Trecutul însă o bântuie încă pe blonda lui Nechita. Aceasta va fi audiată la Curtea de Apel București, în dosarul în care social-democratul este acuzat de luare de mită și în care a fost condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare cu executare. Adina ar fi fost martor cu identitate protejată în ancheta derulată de DNA împotriva lui Nechita. Procurorii DNA l-au acuzat pe Nechita că, în calitate de primar al Iașului, ar fi cerut 10% din valoarea contractului privind managementul traficului din Iași. Adolescentul de 16 ani din Craiova, care și-a omorât iubita după ce a condus beat, s-a întors la școală. Magistrații i-au permis să meargă la cursuri, dar va fi obligat să vină direct acasă pentru că este în arest la domiciliu. Iubita lui era cu 2 ani mai mare și învăța la același colegiu din Craiova. Procurorii au cerut din nou în aceste zile prelungirea măsurii arestului la domiciliu, iar instanța a fost de acord cu solicitarea anchetatorilor. Între timp, minorul s-a transferat la o altă unitate de învățământ. Asta după ce, în cursul zilei de 16 iulie, băiatul de 16 ani a fost reținut pentru 24 de ore. O zi mai târziu, după o noapte petrecută în arest, acesta a fost dus la judecătoria Craiova cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile, însă instanța nu a fost de acord și a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. În luna iulie, o tânără de 18 ani și-a pierdut viața în urma unui accident produs pe strada Viitorului din Craiova. Șoferul, fiul unor judecători din Craiova, era minor și se afla sub influența băuturilor alcoolice. Tânărul a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea și s-a răsturnat. Nici n-a început construcția autostrăzii până la Brașov, că executivul a și stabilit taxe pentru cei care o vor tranzita într-un viitor incert. Autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov va include taxe de acces între 6,3 euro și 12,6 euro în funcție de autovehicule și de distanța parcursă. Tarifele sunt deja publicate în Monitorul Oficial. Autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov se va construi în regim de parteneriat public-privat, potrivit unui document publicat în Monitorul Oficial. Iar pe acest traseu se va circula contracost. Taxa de acces va fi de 6,3 euro pe 100 de kilometri pentru autoturisme, de 8,8 euro pentru aceeași distanță pentru vehicule comerciale grele și de 12,6 euro pentru autocare.
Pentru că va fi construită în regim de parteneriat public-privat, taxele pentru autostradă vor fi percepute până în anul 2043. Experții susțin că aceste tarife pot suferi indexări conform contractului. Autostrada Ploiești-Brașov a fost împărțită în trei sectoare: Ploiești-Comarnic, Comarnic-Predeal și Predeal-Brașov. Recent, premierul Viorica Dăncilă a anunțat că durata de proiectare și de execuție a acestei autostrăzi a fost stabilită la maximum 4 ani, cu începere din 2019. Durata de operare de către investitorul privat va fi de 20 de ani. Costurile estimate pentru construcția acestui segment se ridică la aproximativ 1,36 miliarde de euro. Anul trecut, deși au fost gata 21 de kilometri de autostradă, nu s-a circulat nici măcar pe unul singur din cauza birocrației, potrivit hotnews.ro. Slovacii cer ajutorul lui Klaus Iohannis după întâlnirea oficială cu prim-ministrul Republicii Slovace, Peter Pellegrini. Jurnaliștii străini au cerut câteva sfaturi legate de cum poate fi rezolvată problema corupției, un flagel care bântuie ambele țări. Bună ziua, domnul Petru Datoja Marchina. Eu vreau să întreb, legat de corupție în ambele țări, în ultime vreme au fost foarte multe proteste legate de asta, chiar și ieri, domnul președinte, se pare că sunteți un luptător împotriva corupției, așa vă vedem. Mă interesează dacă ați discutat și despre corupție și ce ne-ați sfătui în acest sens, cum putem să luptăm noi cu niște rezultate. A fost ruptă de centrul țării. Trenurile care ar fi trebuit să ajungă în gara de nord au avut întârzieri de sute de minute. Ieri, la prânz, mai mulți copaci au căzut pe calea ferată între Predeal și Timișul de Sus și au rupt firele de înaltă tensiune. Garniturile au rămas blocate pe traseu. Abia astăzi, la ora 11, circulația a fost reluată pe un singur fir. Trenul din Brașov la ce oră va ajunge? Întârzieri de 300 de minute, de 240 de minute din cauza timpului nefavorabil de calea ferată. Până la ora 13 credeți? Că... Da, atunci se va remedia. Să sperăm că mai devreme. A fost haos pe calea ferată. Niciun tren din centrul țării nu a ajuns în București aproape 24 de ore. Mai mulți copaci au căzut peste firele de înaltă tensiune de peste calea ferată între Timișul de Sus și Brașov, iar circulația feroviară a fost cu totul dată peste cap. Întârzierile au fost și de sute de minute. 5 trenuri au fost blocate în zona Timișul de Sus și Brașov. Călătorii, cei din județul Brașov și cei din București, și-au pierdut răbdarea. În țară, mulți oameni au ales să coboare din vagoane și să se deplaseze cu alte mijloace de transport spre destinație. CFR a anunțat călătorii abia a doua zi că lucrează la repararea liniei dintre stațiile Predeal și Timișul de Sus. Circulația feroviară a fost reluată pe un singur fir abia la ora 11, adică la ore întregi distanță după ce copacii au căzut de pe versanți. Celebrul hacker Lucifer nu scapă de extrădare. Lazar Marcel Lehel va fi trimis în Statele Unite pentru a executa condamnarea primită peste ocean, a decis Curtea de Apel Alba Iulia. Însă abia după ce se va termina pedepsa primită în România. Vești proaste i-au dat magistrații din Alba Iulia hackerului Lucifer. Acesta nu scapă de pedepsa primită în Statele Unite și va fi extrădat pentru a face cei 4 ani și 4 luni de închisoare la care a fost condamnat. Însă nu acum. Lazar Marcel va fi trimis în SUA abia după ce va ispăși toți cei 7 ani de pușcărie la care a fost condamnat în România în 2014. În 1 septembrie 2016, hackerul român a fost condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare de către o instanță federală americană din Alexandria, Virginia, pentru că a spart conturile de e-mail ale familiei Bush și ale altor personalități, precum și pentru furt de identitate.
În acest moment, Marcel Lazăr se află în detenție la penitenciarul de la Bârcea Mare după ce a spart conturile de e-mail ale directorului SRI George Maior și ale europarlamentarului Corina Crețu. Acesta a mai fost acuzat de încălcarea intimității virtuale ale unor nume cunoscute din România între anii 2010 și 2011. Astfel, Guccifer a accesat ilegal conturile de Facebook și adresele de e-mail ale unor persoane publice, printre care vedetele Dragoș Moștenescu, Laura Cosoi, Bianca Drăgușanu, Adamilea sau Rona Hartner. De asemenea, Lazăr a mai spart conturile unor personalități, precum Steve Martin, actrița Mariel Hemingway, trei membri ai Camerei Lorzilor din Marea Britanie, managerul general al companiei de asigurări americane MetLife și John Negroponte, fostul ambasador SUA la ONU. În data de 13 august 2018, judecătoria Deva i-a respins o cerere de eliberare condiționată. Voi da câte o poză pe zi până când toți vor înțelege că Dragnea minte. Este avertismentul lui Victor Ponta pentru șeful PSD după ce aseară a venit în platourile B1 TV cu altă fotografie cu Dragnea la o sindrofie a SRI. Este George Maior, Florian Coldea și Liviu Dragnea. În cea mai recentă poză scoasă de Victor Ponta, Liviu Dragnea apare lângă Florian Coldea și George Maior într-una din casele SRI-ului. Potrivit fostului premier, era vorba de o zi de naștere. A fost ziua cuiva, de repet, aia, de exemplu, e de la ziua cuiva pentru că m-am uitat, sunt și poze ale familiei. Deci nu erau întâlniri oficiale cu familia. Și oricum, n-avea nicio întâlnire oficială, doamna Chiuveș. Dumneavoastră ați fost la evenimentul ăsta? Sigur că da. Sigur că da. Dar n-am contestat niciodată acest era lucru. Era ziua cuiva, ziua domnului Maior sau cum? O să încerc să-mi amintesc. Dacă mi le dați să mă uit pe spate, o să vă și spun ziua cui, dar cred că în 2014. În acest context, Victor Ponta vine cu acuzații grave. Statul paralel, împotriva căruia acum Liviu Dragnea zice că luptă, l-a ajutat pe șeful PSD mult timp. Iar una dintre cei care l-au protejat cel mai mult este chiar Laura Codruța Chioveși. Nu întâmplător am pus acea poză cu cineva în fundal, dar trebuie să înțelegeți că domnul Dragnea, spre deosebire de toți ceilalți oameni politici, inclusiv domnul Băsescu, eu, cine mai vreți, Tăriceana, a avut o protecție de foarte mulți ani, în condițiile în care, spre deosebire de noi, a avut un business pe care, cum să vă spun, chiar oricine știe. Deci l-a protejat pe Dragnea? Eu cred că Chioveși l-a protejat. La solicitarea lui Colda sau nu, nu știu să vă răspund la această întrebare. Pus la colț de fotografiile lui Victor Ponta, șeful PSD face un pas înapoi. Nu mai neagă evidența, dar acum spune că întâlnirile erau unele nevinovate și habar nu avea ce se află în spatele oamenilor cu care se îmbrățișa de zor pe la petrecerile SRI-ului. N-aveam de unde să știu eu atunci că și Maior și Chioveși, care apare acolo în fundal, stăteau cu fundul pe niște protocoale ilegale și neconstituționale. Dar astea sunt metode securiste. Faptul că am fost la multe, am întâlnit, de ce nu scot toate pozele? Eu chiar îi zic lui Ponta, de fapt lui Maior, că Maior le dă. Nu știu cum a luat Maior pozele de la SRI, SRI-ul le-a dat lui Maior, Maior le-a dat lui Ponta. Nu știu să am poze indecente, nici eu cu Maior, nici cu Coldea, nici cu Chioveși, nici cu altcineva. Indecente nu, dar cel puțin jenante da, spune însă fostul premier Victor Ponta. N-am fost la tăierea porcului, de exemplu. Aveți acolo poze de acolo? Are domnul Ghiță, da. Le-ați văzut? Da. Da, am și râs de ele. Mi s-a părut ceva înfiorător, cum o fugărea Dragnea cu Șoriciu pe Chioveși. Și Chioveși râdea? Era jenată de situație, cum cred că ați fi și dumneavoastră, păi, nu? Păi bun, dar în Ardea, la Sibiu, se mănâncă șorici de porc. Da, nu da, este o mare... fugărească Dragnea cu Șoriciu, pe ce s-a umplut de sânge acolo cu porci, e ceva groaznic. Victor Ponta face dezvăluiri și despre campania sa electorală pentru alegerile prezidențiale din 2014. Fostul premier dă de înțeles că Liviu Dragnea l-a lăsat singur în campanie pentru că nu a reușit să-i smulgă promisiunea că va fi pus prim-ministru de Ponta în cazul în care acesta va ieși președinte. M-am dus și am luat decizia și am și anunțat-o și de care mă și țineam ca domnul Tăriceanu să fie prim-ministru. În secunda în care l-am anunțat pe domnul Tăriceanu prim-ministru, am știut că l-am pierdut pe Dragnea. În secunda aia ce s-ar fi mi-a devenit dușman. Da, și acum se visează. Cum adică? Glumiți? Da, evident. Iar despre Călin Popescu-Tăriceanu, cel care îi este acum partener de coaliție, Liviu Dragnea nu ar fi avut vorbe deloc bune după ce a aflat că ar putea fi premier în defavoarea lui. Am încercat să-i spun, am stat, am petrecut nopți. Liviu, nu se poate. Uite, zice lumea că PSD-ul e hapsân, ia tot. Uite, Tăriceanu...
ce Tăricianu, trădătorul ăla care ne-a făcut în, știți, în 2004 și nu știu ce, și ăla n-are, bă, la, mă rog, nu mai contează. Dragnea avea o obsesie pe care o repetă, sunt convins că o repetă și acum în particular. Avea o chestie apropo de 2007-2008, domne, ne simțiți ăia, i-am ținut noi la guvernare, știți când așa, și nu ne-au dat ce-au promis. Ceva de genul ăsta era mereu argumentul. El i-am explicat, Liviu, nu știu ce ți-a promis, ce nu ți-a dat ție Tăricianu, dar eu cred că pentru România e bine să n-aibă PSD-ul toată puterea. Avem majoritate în Parlament, o să avem cei mai mulți ministri, e normal să fie un prim-ministru liberal, eu sunt social-democrat, arătăm ca o țară mai normală, nu vine PSD-ul și își facă tot. Traian Băsescu intervine și el după dezvăluirile lui Victor Ponta. Pozele sunt interesante, însă discuțiile de la alte întâlniri sunt și mai interesante, spune fostul președinte. Însă de acolo nimeni nu are nicio fotografie, completează fostul șef al statului. Aceste fotografii sunt clar la niște evenimente, ba o zi, ba alta. Foarte interesant ar fi dacă ne-ar spune, dar acolo în mod cert nu mai are Victor Ponta fotografii, la acele întâlniri care se produceau de două ori pe săptămână, așa cum ne-a spus deja Ghiță și n-a fost contestat de nimeni, la care participa George Maior, Coldea, Dragnea, Ponta, Dâncu, Chioveși, alea sunt importante. Deci din el a declarat Ghiță că din 2010 se întâlneau de două ori pe săptămână la K2 T14. Alea sunt foarte importante. La acele întâlniri se punea țara la cale, spune Traian Băsescu. Acolo s-a stabilit strategia de după terminarea mandatului său de președinte. Problema era că eram un președinte la al doilea mandat care se termina. Și ei și-au pregătit intrarea în noul mandat, cu noul președinte. Au pregătit preluarea și rămânerea pe funcții. Asta au pregătit din 2012 până la terminarea mandatului. Pesta porcină se extinde cu fiecare zi care trece. Încă 5 localități din județul Buzău au fost sub supraveghere după apariția unui nou focar de pestă porcină africană în comuna brăileană Galbenu, aflată la granița cu Buzău. Între timp, Bruxelles confirmă, România nu a solicitat Uniunii Europene niciun ajutor suplimentar pentru pesta porcină, iar banii așteaptă să fie ceruți. Robeasca, Moșești, Gherghiasa, Bălăceanu și Amara sunt cele 5 comune din județul Buzău care au intrat sub lupa specialiștilor după ce un nou focar de pestă porcină a fost identificat la porci dintr-o gospodărie din comuna brăileană Galbenu, aflată la granița cu județul Buzău. Pentru ca focarul să nu se extindă în județ, DSVSA Buzău a interzis circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private. De asemenea, toate mașinile care transportă porci sau alte animale ori materiale susceptibile de a fi contaminate vor fi curățate și, dacă este cazul, dezinfectate cât mai repede după contaminare. O altă măsură pe care autoritățile din Buzău au luat-o este aceea ca toți porcii morți sau bolnavi să fie declarați specialiștilor. De asemenea, animalele nu pot părăsi exploatația în care sunt ținuți în cursul a cel puțin 30 de zile de la terminarea operațiunilor de curățare și de dezinfecție. Carantina sub care au fost plasate cele 5 localități vine după ce acum o săptămână în alte două comune din Buzău a fost descoperit virusul. Îmbolnăvirea unui porc în acea exploatație, în acea gospodărie, care a fost sacrificat bolnav și din care o parte din carne a ajuns și la cea de-a doua exploatație din satul Lunca, din proximitate, din vecinătatea localității Pătrlagele. Și astfel este istoria scurtă a celor două focare diagnosticate și în evoluție la momentul la care stăm de vorbă la nivelul județului Buzău. Reprezentanții prefecturii spun că atunci și-au făcut treaba, iar acele focare sunt sub control. Se poate vorbi despre focare de mici dimensiuni, cu un număr de sub 20 de animale. În cazul de față avem un număr total de 3 animale care au fost confirmate cu pestă porcina africană. În caz că numărul de animale afectate de virusul PPA va depăși 20 de exemplare, se va trece la coordonarea de către Centrul Local de Combatere a Bolilor.
Am revenit cu o informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Este vorba despre un incendiu devastator izbucnit într-un bloc locuit de români în Cehia. Ar fi vorba despre mai mulți români răniți. Aflăm detalii suplimentare despre acest caz de la Liliana Năstase, senior editor BNTV. Te rog, Lili. Bun găsit, aproape 150 de persoane au fost evacuate din imobil și din păcate 11 sunt rănite, iar conform primelor cercetări, două persoane sunt într-o stare foarte gravă, ele fiind internate de urgență în spital. În clădire locuiau în principal imigranți ucrainieni și români angajați la companii situate în zona industrială adiacentă, iar autoritățile cehe investigează circumstanțele producerii incendiului. Mai mult decât atât, autoritățile vor să vadă dacă românii și ucrainienii lucrau cu forme legale și mai ales dacă aveau forme legale în clădirea în care locuiau. Deocamdată încă se fac cercetări la fața locului, astfel că nu se știe cu exactitate nicio cauza producerii incendiului. Mulțumesc foarte mult, Liliana Năstase, pentru această intervenție. Așteptăm informații de la Ministerul Afacerilor Externe să vedem câți români au fost implicați în acest incendiu, dacă există răniți din România și ce se va întâmpla mai departe, ce fel de ajutor va fi oferit. Mergem mai departe. Este alertă în Statele Unite. Autoritățile americane au dispus evacuarea peste 1 milion de persoane din Carolina de Sud și Virginia din cauza uraganului Florence. Acesta ar putea fi cea mai puternică furtună care a lovit vreodată regiune. Uraganul Florence, care va ajunge joi în Statele Unite ale Americii conform meteorologilor, va aduce rafale de vânt catastrofale și inundații. Va fi prima furtună de o asemenea magnitudine care va ajunge în regiuni atât de nordice de pe coasta de est. Guvernatorul Carolinei de Sud, Henry McMaster, a precizat că valurile imense cauzate de furtună ar putea atinge 3 metri și a estimat că 1 milion de cetățeni vor părăsi zona. De asemenea, și guvernatorul Virginiei a ordonat evacuarea unor rezidenți din zonele de coastă cu altitudine joasă. Oficialii au avertizat că furtuna ar putea afecta tot satul. Unii meteorologi sunt îngrijorați deoarece furtuna pare că își va încetini viteza de deplasare chiar în momentul în care va ajunge pe coasta de est, la fel cum a făcut și uraganul Harvey, care a adus cantități uriașe de ploi torențiale peste Houston de-a lungul mai multor zile în 2017. Furtuna a creat atunci pagube de 125 de miliarde de dolari. Au apărut primele imagini cu Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, după accidentul rutier în care a fost implicat la Strășeni. Șeful de stat a convocat o ședință privind situația din Moldova, acesta fiind primul eveniment organizat după nefericita întâmplare. Din imaginile video publicate de șeful statului pe o rețea de socializare, se observă că Igor Dodon are o vânătaie la nas. Președintele a subliniat că o perioadă de timp va fi nevoie de supravegherea medicilor. Cred că ar trebui cu toții să tragem concluziile de rigoare din situația creată și mereu să ținem cont de faptul că atitudinea etică umană trebuie să predomine asupra tentației de a manifesta pasiuni și preferințe politice, oricare sunt ele. Sănătate și bunăstare tuturor, a scris Igor Dodon pe o rețea de socializare. Igor Dodon a fost transportat duminică la spital după ce mașina în care se afla s-a răsturnat. După ce Igor Dodon anunțase că totul este în ordine, fără traumatisme grave nici la el, nici la membrii familiei sale, expurtătorul de cuvânt al șefului statului, Ion Ceban, a venit cu detalii pe acest subiect. Acesta a subliniat că, de fapt, președintele a suferit traumatisme la coloana vertebrală. Serena Williams, umilită după incidentele din finala de la US Open, o caricatură reprezentând-o pe jucătoarea de tenis, a stârnit un val de reacții negative în presa internațională. Printre personalitățile care i-au luat apărarea Serenei s-a numărat și creatoarea seriei Harry Potter. Serena Williams a devenit ținta ironiilor după circul făcut în finala de la US Open. Un caricaturist australian a luat-o peste picior pe fosta lideră a ierarhiei mondiale. În imagine, Serena are proporții uriașe și sare peste racheta zdrobită de ciment de liderul mondial, iar în cadru apare și o suzetă. De asemenea, pe fundal, arbitrul Carlos Ramos are un dialog cu Naomi Osaka în care o întreabă: chiar nu ai putea să o lași să te bată?
Poza a fost făcută publică și distribuită de sute de mii de ori, iar fanii jucătoarei de tenis au reacționat imediat. Scriitoarea J.K. Rowling, autoarea seriei Harry Potter, a avut o reacție vehementă și l-a numit pe caricaturistul Mark Knight un rasist de primă clasă. După finala de la New York, Naomi Osaka a ținut să-i ceară scuze Serenei. Prima niponă care a câștigat titlul de Grand Slam a precizat că americanca este idolul ei și a fost inspirată de aceasta de-a lungul carierei. Măsură dură luată de guvernul de la Varșovia. Polonia renunță la toți absolvenții Institutului Diplomatic de la Moscova, angajați în Ministerul de Externe. Decizia, una radicală și fără precedent, a fost luată de Ministrul de Externe al Poloniei. Ministrul de Externe al Poloniei, Jacek Czaputowicz, a anunțat că a demis sute de personalități din perioada sovietică și absolvenți ai unei școli diplomatice de vârf din Moscova în ultimii 2 ani, anunță presa internațională după preluările din mass media de la Varșovia. Oficialul a anunțat că instituția sa a angajat 435 de noi persoane din 2016 până acum. Managementul superior al ministerului a fost schimbat aproape 100%. În mod special, în prezent nu mai există nicio persoană care poate fi asociată serviciilor secrete comuniste sau absolvent al Institutului Diplomatic din Moscova, a spus ministrul polonez. Șeful diplomației poloneze a menționat că nici în cadrul misiunilor diplomatice nu au mai existat absolvenți ai Institutului de Stat pentru Relații Internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse. Jacek Czaputowicz a preluat portofoliul de șef al diplomației polone în luna ianuarie a acestui an. Statele Unite, alături de o lume întreagă, rememorează astăzi o pagină neagră a istoriei moderne. Se împlinesc 17 ani de la atentatele teroriste de la 11 septembrie, atacuri care au schimbat modul în care americanii au privit securitatea națională, drepturile și libertățile cetățenești sau războiul împotriva terorismului. Înalți zgârie nord din New York au fost lovite la un interval de câteva minute de două dintre avioanele deturnate. Primul aparat, un Boeing 767 al companiei American Airlines, cu 92 de oameni la bord, dintre care 5 teroriști, a lovit primul turn la ora locală 8:46 și a distrus etajele superioare ale clădirii. La ora locală 9:03, un al doilea Boeing model 767, aparținând companiei United Airlines, cu 65 de oameni la bord, dintre care 5 teroriști, a lovit cel de-al doilea turn al World Trade Center, un eveniment care a fost transmis în direct de posturile de televiziune din întreaga lume. Wow! We just saw, oh my goodness! You're looking at another live picture right now, oh my goodness, of what I believe was a plane that just hit another plane. This tower does not two. Look like an accident of any kind at this point. Another plane has hit Tower 2, the Twin Towers. You hate to say the words, but what comes to mind right now, terrorist attack. That is what it looks like at this point. Cele două turnuri ale World Trade Center s-au prăbușit unul după celălalt, turnul sudic la ora locală 10:05, iar cel nordic la 10:28. Al treilea avion deturnat de teroriști a fost prăbușit intenționat peste clădirea Pentagonului în statul Virginia. O a patra aeronavă, despre care se crede că avea ca țintă Casa Albă, a căzut pe un câmp din Pennsylvania după ce pasagerii s-au luptat cu atacatorii. Cei 19 teroriști antrenați de Al-Qaeda au lucrat la coordonarea și pregătirea atacurilor ani de zile. Atentatele de la 11 septembrie au fost cel mai sângeros atac comis pe teritoriul american. Aproape 3.000 de oameni au murit. După atacuri, prima mare operațiune a războiului global american împotriva terorismului în afara Statelor Unite a fost răsturnarea regimului taliban din Afganistan de o coaliție internațională sub conducerea SUA. Oficialii americani au speculat apoi și posibila implicare a lui Saddam Hussein, obținând sprijin public pentru invadarea Irakului în 2003. Dușmanul numărul 1 al Statelor Unite, Osama Bin Laden, a fost eliminat mult mai târziu, pe data de 2 mai în 2011, în Pakistan, în timpul primului mandat al administrației Obama. Acțiunea a fost dusă la îndeplinire de o trupă specială de comando americană. Între timp, Al-Qaeda nu mai reprezintă o mare amenințare, dar comunitatea internațională are un nou inamic, gruparea Stat Islamic, responsabilă de o serie de atentate în Europa, dar și în Statele Unite. Știrile au ajuns la final, doamnelor și domnilor. Sunt Nadia Ciurlin, mulțumesc pentru atenție. Urmează Tudor Barbu cu Se întâmplă acum. Ne revedem de la ora 20. O zi frumoasă să aveți în continuare.